Steaua Sălcioara, Libertatea Sălcioara, ambele echipe conduse la cin. Arbitrii, domnul Păduraru și domnul Alexe Principal. Bogdan Cezar Tușier. Deci... Țărână Nicolae, portar. Steaua Sălcioara, începem cu Steaua Sălcioara. Țărână Nicolae, 25 de ani. Dan Marian, 24 de ani. Rafael Vasile Rafael, 19 ani. Gheorghe Marian, 21 de ani provenit. Fieraru Ion, 19 ani. Țărână Tudorel, 22 de ani. Țărână Alexandru, 19 ani. Ion Oprică, 20 de ani. Aldea Ilie, 27 de ani. Naftailă Victor, 25 de ani. Aldea Ion, 20 de ani. Sponsorii echipii, Nae Victor, pentru Steaua Sălcioara. Croitorul Marian Portar, 35 de ani, pentru Libertatea. Frițu Ionel Fundaș, 27 de ani. Nae Jean Fundaș, 31 de ani. Pârvu Gigi Fundaș, 24 de ani. Frițu Alexe Mijlocaș, 25 de ani. Barbu Nicolae, 22 de ani. Manea Mihăiță, Mijlocaș, cu achiziție nouă pentru noi. Nae Gheorghe Atacan, 22 de ani. Nae Gabriel Atacan, 24 de ani. Frițu Dumitru Atacan, 21 de ani. Angel Nicolae Atacan, 38 de ani. Matache Gheorghe Fundaș, 34 de ani. Antrenor și cu drept de joc Matache Gheorghe, 34 de ani. Antrenor secund Nae Jean, 31 de ani, cu drept de joc medic Barbu Andrei. Domnilor și domnilor, acest derby de 1 mai, o sărbătoare care o știți cu toții. Steaua Sălcioara se întâlnește într-un meci foarte interesant cu Libertatea Sălcioara. Și vă spun, bine ați venit pe stadion, aproximativ 1000 de persoane participă la acest meci. Tribunele sunt archipline, toți plătitori. Văd mingea undeva aruncată la centru. Deci din nou se va repune lovitura de începerea meciului. Nae Gabriel îl văd lângă balon. Barbu Nicolae lângă el. Mijlocaș, 23 de ani. Barbu centrează pe dreapta aici undeva. Angel Nicolae. Deci balonul se află în jumătate de teren a roșiilor. Angel Nicolae la balon. Nu poate să treacă de Tănase Alexandru. O aruncare de la margine, fluierată foarte prompt. Nae Gheorghe lasă mingea. Aruncă fratele său Nae Jean. Până la Nae Gheorghe din nou. O centrare la firul ierbii care e acolo. După mine e un corner. Dar arbitru nu fluieră nimic. Lasă jocul să continue. Minge la portarul Țărână Nicolae, în vârstă de 25 de ani, activat la această echipă de când s-a înființat. Centrează Jaga. O minge foarte lungă, jumătate de teren a oaspeților. Năftăilă Victor, zecarul acestei echipe este tăvălit pur și simplu. Lovitura s-a bătut. Manea, îl văd la pământ, pe Manea, îl văd la pământ, pe Manea Mihăiță, de 23 de ani. Nu se poate, faul dur. Pârvu Gigi va executa această lovitură venit de la Unirea Slobozia. Achiziționat cu bani grei. Centrează de nou Jaga. În 6 metri, fundașul Alexe scoate o minge în afara terenului.
Deci vă să mai amintim o dată sponsorii acestei echipe pentru Libertatea Sălcioara, sponsorul echipei la această lovitură. Nu mai am. Este Nae Jean, pentru cealaltă Nae Gabriel, Nae Victor. Din nou o minge de joc, când la jumatea terenului Mihăiță, Jean. O minge pentru Nae Gabriel, să fluieră un hands. Arriba! Arriba! Execută Bebe. Mingea ajunge în brațele portarului Marin. Dan Marian, capitanul echipei Steaua Sălcioara, dă mingea în aut. Execută Nae Gheorghe. Fault de joc, bineînțeles. Foarte bună mingea de degajare pentru Alde Elie, numărul 9 la Sălcioara, care este tatonat de doi jucători. Rafael, numărul 3, un fundaș cu cea mai mare degajare în teren. Din nou, capitanul echipei este pus la grea încercare, dar scoate fundașul Jaga. Angel Nicolae, Pârvu, Neftăilă, Zis Dulap, o minge dată aiurea de un fundaș central, bineînțeles rezolvată de același capitan al echipei, Dan Marian, care a depășit jumătate de teren adversă. Lăcătuș, alias Lăcătuș, trimite o pasă spre Dan Marian, care iese, bineînțeles, în aut. A pus prea tare pasă. Rafael. Oprică. Mijlocaș. Și gol, 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 incredibil, dragi telespectatori, incredibil! În minutul, zi minutul, că mor, că n-am șans. În minutul 11 și 32 de secunde se înscrie un gol marcabil în istoria Stelei, dragi telespectatori și spectatori care sunteți aici pe micul stadion și marele stadion, Bomboniera! Bravo, Emilie! Deci Steaua a jucat mai degajat, mai frumos. Se centrează mingea. Barbu Nicolae centrează o linie foarte lungă, fundașul nu poate să o ajungă lică. Deci din nou portarul Țărână, care până acum a operat în poarta Stelei 100 de meciuri neînvins. Incredibil, dar adevărat. Foarte frumos mingea și out. Aruncă de la margine pentru roșii, complet. Fritzu Ionel, alias Movilă, o minge în adversar, prinde acest Lăcătuș, care i-am spus Lăcătuș pur și simplu. Nae Jean alunecă, din nou prinde Nae Jean acest balon. Nu se poate. S-a comis un hands acolo, cred că arbitru a sesizat, da, a sesizat. Domnul Păduraru Alex, arbitru de centru, este foarte prompt în această partidă. Acolo, Rafael. Acolo, Rafael. Rafael.
Băi, bulibă asta, băi, ce-i mă aia, mă? Mincea a trecut milimetric pe lângă bara lui Marin. Degajează portarul Marin. O minge înaltă spre centrul terenului. Intervine Nae Gabriel. Mingea ajunge la Pierarul Ion. Un fundaș de elită. Jaga acolo a scupă tot. Bine așa, bine așa. Nu voi acolo. Bine, Ilie. Bine, Ilie. O minge spre centrul terenului, degajată cu foarte prompt. Iese Pierarul Marin cu capul. Intervine același Tănase. Tănase, domne, pe tot terenul numărul 7, puteți să-l urmăriți. Dă mingea în corner. Sau out. Eu am văzut un corner de aici. Mingea se repune din nou în teren. Execută out. Nae Jean respinge cu capul. Același Marian. Dan Marian. Din nou out, același Nae Jean. Respinge Jaga, un balon foarte bine trimis. Nae Jean din nou out. Eu de aici văd lovitură în 6 metri să execute. Da, așa va face într-adevăr arbitrul. Este foarte corect. Portarul pune mingea pe 6 metri. Același Jaga degajează foarte lung către centrul terenului, unde acolo nu este absolut nimeni. Acum îl văd pe Oprică îndreptându-se spre balon. Scoate un balon în aer. Deci acest Marian, Dan Marian, care și-a de lipit pur și simplu de adversar. Nae Victor s-a dus și el pe partea dreapta a terenului. Deci o minge, wow! Mare pericol la poarta Stelei, portarul faultat, nu să -și... Arbitru foarte prompt, domnul Păduraru Alexe. Degajează același Jaga, o minge foarte înaltă, depășește centrul terenului, o minge adresată pentru Aldea Ilie. Oprică la balon. Neluță Frițu, zis Oprică, zis Movilă. Din nou Gigi Pârvu. O minge câștigată la Angel Nicolae, mingea este în out. Bate roșu. Movil aruncă de la marne foarte înalt spre fratele său Lică. Da, s-a obținut o lovitură de pedeapsă. La Nicolae. S-a sărit Nae. La cap al doilea Nae, frații Nae. Opsai clar. Era foarte prompt de arbitru. Păduraru. Jaga degajează peste terenului. Ajunge la Tănase, o lovitură foarte bună și un cap. Păcat, această minge s-a dus în aut de poartă. Ajunge în brațele portarului Marin, care degajează din colțul care are 6 metri. O lovitură cu piciorul foarte slabă. Intervine Mihăiță. Din nou același Jaga, un fundaș de temut. Alexe, achiziționat de la București.
Din nou același Mihăiță, greșește mingia, dar oricum se rezolvă același Alexe, achiziționat de la București, face un dribling, nu poate să treacă. Și e gol valabil, gol valabil. Domnul arbitru Porumboiu, cred că n-a sesizat intenția de gol. Deci oricum brigada de arbitri trebuie să fie la punct și operativ cu orice fază. Bate movilă mingea, ajunge la Gigel Gâtosu. De nou sare Ion cu un picior salvator. Deci acești băieți au vorbit între ei că pe aici nu se poate trece. Uite că Steaua Sălcioara astăzi face minuni. Îl vedem acolo pe Lecătuș, care centrează foarte frumos. Năftăină Victor, un șut lung, lung, foarte lung. Puțin milimetric pe lângă stâlpul din partea stânga porții, apărată de Marin Croitoru. Foarte frumos, băieți. Ambelor echipele dorind succes. Îl văd frământându-se la jumătatea terenului pe Angel Nicolae. O stea a fotbalului sălciorean. Din nou același mijlocaș Oprică. Deci roșii au obținut o lovitură de la margine. Aruncă același Jaga. Nu, mă scuzați, este Marin Dan. Afară. Jaga văd că aruncă undeva mingea spre marginea terenului. Marin Marian a bătut. Foarte frumos. Terenul este excelent. Nae Gheorghe se duce singur și centrează. Dar din păcate mingea este în plasa laterală a porții apărată de Țărân Nicolae. Căsătorită, renunta pe 10. Succes în viață ca și fotbal îi dorim toată lumea. Deci Nae Jean la balon, interceptează un balon greșit. Mingea se scurge frumos în afara terenului de joc. Îl văd acolo pe Coralul Tărână Nicolae, care nu are niciun junior, pur și simplu, sau un copil de minți să-i aducă mingea. Sare Mihăiță cu cap, respinge. Același Nae Gheorghe, domn! Pieraru Ion, alias Bumbescu. Încă o pasă de la al de-a Ilie și Naftaina Victor pune toată apărarea pur și simplu pe picior greșit. Și un șut bombă, bombă, bombă a lui al de-a Ionel zis Lăcătuș. Mingea ieșit în afara suprapenței de joc. Acum mingea o văd în brațele portarului, a repus-o la colțul de 6 metri, va exista o lovitură pârful Gigi. Da, dar tot același al de Ilie a interceptat acest balon, nu s-a mai dus. În sfârșit mingea ieșit afară. Arbitru Bogdan Stănculescu arată fanionul cam întârziat. Deci acest Lica, aveți mare grijă, e gol! Nu, mingea a ieșit în suprafață, în corner. Lovitura va fi executată de Lica. A sărit Magnusson cu capul! Și lovitură de la 11 metri, cred, dacă va acorda arbitrul. Eu am acuzat faul la portar, deci arbitrul este de altă părere. Da, într-adevăr, lovitură de la 11 metri, dictată de arbitru Păduraru.
Va executa pârgul Gigi Dasa și dus pe Baron și înscrie 1 la 1, dragi telespectatori și spectatori în această partidă. 1 la 1. Steaua la egalitate cu Libertatea Sălcioara. Incredibil, dar adevărat. I-a dat drumul la balon, acest Năfăilă Victor. Degajare foarte bine, foarte bine pentru același vârf. Bă, că nu e astea, mă! Alde Ionel, care trece balonul pe lângă el și iese în aut. Degajare portarul Marin. Degajează, mingea iese în aut. Repune de la margine Steaua Sălcioara prin capitanul echipei, Dan Marian. Deci s-a interpus la Tănase. O pasă foarte greșită. Putea să coste mult această pasă. Hai, Gina, hai! Barbu Nicolae greșește și el. Rămâne Pârvu Gheorghe Nae. Greșește și el. Din nou același oprincă. Un atacant de temut. Ursei. Ursei, acest Ursei, care a făcut multe zile negre echipei Steaua Sălcioara. Foarte frumoasă pasă în diagonala teretului, se duce foarte inspirat Năfăilă Victor, zis Riba. 23 de ani. Bine așa. Mingea arunc la Angel Nicolae, care trimite în aut. Mijlocașul echipei avansează și el foarte în față. Iar un pas greșit. Roșii complet degajează foarte lung. Mingea ajunge pe brațele portarului. Nicolae la post. Deci Gheorghe de nou. O pasă venită de la adversar, se descurcă mai de doi adversar, dar nu reușește. Din nou același Jaga. Rafael. Fieraru Ion a trimis o pasă prea în față către portarul Marin. Sare Bebe, foarte bine. Tănase cred că a fost contrat cu o talpă. Portarul Nicolae iese. Și foarte bine arbitru Codea a sesizat. Dușierul am văzut că a ridicat. Executare Nae Gabriel. Până la barbă Nicolae, un dribling, 1, 2, 2 adversari să ține după el. Sesizat și validat arbitrul Păduraru, centralul acestei partide. Lovitura s-a executat, foarte bine, sare movilă la cap, care îi se suflă mingea pur și simplu, să cer doi adversari între ei. Angel Nicolae, capitanul acestei echipe. O lucrătură de talpă a fost, dar arbitru nu a spus niciun cuvânt, a lăsat jocul să continue. Deci portarul croitorul Marin, cu mingea în braț, execută foarte lung, trece undeva de centrul terenului unde sare Rafael. Rafael, din nou Rafael, același Rafael. Riba. Mâna, mâna! Mâna, eu am văzut o mână, bineînțeles. Arbitru Păduraru a furului, era foarte prompt. Execută Gigi Pârvu această lovitură. Un șutor de temut. Opsai mare! 4 jucători în opsai.
Deci ne uităm pe undeva pe margine, antrenorul echipei Libertatea Sălcioara să cam consumă pentru acest meci, dar oricum meciul lui este jucat. Același fundaș, Chieraru Ion, care dă mingea la portarul Nicolae. Mingea ajunge undeva lângă centrul terenului, s-a reprăvut Gigi. Din nou Rafael, care pierde în fața lui acest Nicu. Barbu Nicolae, în vârstă de 22 de ani, necăsătorit. Mingea la Angel Nicolae, face un dribbling, pierde mingea, este în afara terenului de joc. Aruncă de la margine Prițu Neluță, zis Movilă. Aruncă foarte lungul la fratele său, Lică, care acesta în duel cu Ion pierde acest balon. Din nou Barbu, din nou Angel Nicolae. O centrare spre 16 metri, nu se poate trece de acest băieți. Naejan. Naejan, un dribbling. Să fluieră ceva, nu pot să-mi dau seama ce. Toată lumea protestează, numai arbitru este cel care va decide. Cineva văd acolo a căzut până alunecare după acest balon, cred că e Naejan, acest luptător care mereu la orice meci a luptat din plin. Din nou Naejan, același Naejan, Jaga. Lungă, Dorele, lungă! Bate Jaga, foarte lung, foarte lung. Mingea este în afara terenului de joc, portarul Marii vine cu ea și o repune de la colțul carelul de 6 metri. Cine dă? Pârvu Gigi, același Pârvu Gigi, un jutor de trecut. A fost la Unirea Slobozia. Din nou același Jaga, scoate o minge prea înaltă și din nou o pasă centrală pentru Lică, care în sfârșit s-a apă lângă balon, un dribbling și mingea nu iese, nu, a ieșit în sfârșit. Dar Marian, același capitan al echipei, acum Angel Nicolae! Angel Nicolae, două dribbling reușite, al treilea dribbling și se duce spre lovitură, nu, corner! Deci acela Angel Nicolae, sufletul echipei Libertatea Sălcioara, pe exemplu, o lovitură de colț. A executat. Sare Movilă și prinde Nicu lângă stâlpul Bării. Adevărul respinge mingea în aut. Spectatorii sunt ca supărați. Motivele arbitrului cred că sunt foarte clare. Lasă jocul foarte liber. Din nou o minge înaltă către apărarea Stelei, care acolo este Ion, care rezolvă totul cu o minge la portar. Deci o minge în față către atacantul Ilie, care nu poate să facă față la această minge. Din nou același Lică. Fluier la linie, offside. Domnul arbitru Bogdan foarte prompt semnalizează poziția. Execută același Jaga. Du-te, Ilie! Tănase, alias Lăcătuș. Această partidă a făcut-o cam foarte încet după puterile lui. Minge la Movilă, Neluță Frițu. Sare Ion cu capul și rezolvă. Sare Jaga, același Jaga, domnule. Faul de jos, Hariba, foarte Hariba, frumos, dictat de arbitru Păduraru. Mingea ajunge la Gigel, fundaș. Scoate Alexe, ultima achiziționare a Libertății de la București.
Dar acest lică se împiedică și... O minge e foarte bine dată de acela Ion, dar care nu a urmărit-o atacantul Stelei. Mingea cade undeva la centrul terenului, sunt 7-8 jucători. Din nou același Alexe. Ion nu mai aleargă după acest balon. Dan Marian Zijancote, capitanul echipei, care se zbate trup și suflet pentru această echipă. Oricum, a scos o minge destul de bună către același Oprică. Clar, clar poziție de offside, clar. Bineînțeles, arbitru a fost foarte prompt la această fază. Execută Părvugigi, o fază până la lică. Din nou Rafael, un șut foarte frumos pentru același vârf de atac. Din nou Părvugigi, un fundaș de temut și un șutor de temut. Angel Nicolae, undeva la fanion, la mijlocul terenului, trimite o pasă pentru Nicu. Din păcate ajunge în brațele portarului Nicu. Țărână Nicolae, zis. La această lovitură va bătea Steaua Sălcioara într-un duel. Dan Marian, Nae Gabriel, Nae Gheorghe. Scuzați-mă, sunt mai mulți frați în această echipă. Se va bate din nou, undeva lângă centrul terenului, o lovitură de jos. Execută mijlocașul Oprică, o pasă foarte bună, da, excelentă, bună și vrea un gol și e gol! 2-0 Steaua Sălcioara, dragi spectatori și telespectatori care urmăriți acest meci. 2-0, portarul Marin este făcut arachiri pur și simplu. Arachiri, domne, arachiri! Portarul Marin îl văd tăvălindu-se pe jos și bătându-se cu capul în perete. În pământ, scuzați-mă, nu se poate, domne. 2-0 Steaua Sălcioara, domne. În acest derby, foarte frumos, 2-1 rectificăm. Hai băieți, hai! Hai băru! Afară, Nicule! Lungă! Acest fundaș, fierărie, care se descurcă exact cum se descurcă Belodedici, domne, n-am văzut, trei jucători sunt puși la pământ în urma lui. O pasă foarte bine, este portarul Marin, foarte inspirat și trage undeva la centrul terenului, aiurea. Deci intră Ion al Opostolică, zi, zlăcătuș! A fost faultat, arbitru lasă jocul să continue, așa e și bine. Din nou Gheorghe, aceeași motocicletă a viteziștilor, din nou cade undeva. Arbitru validează și dă faul corect pentru Steaua Sălcioara. Deci, dragi spectatori, minutul 50, Steaua conduce cu 2-1 pe Libertatea Sălcioara. De ce a suflat, mă? Păi a început la 50, mă. Îl văd pe Mihăiță driblând acolo, da, în sfârșit mingea aici de la afara suprafeței de joc. Dan Marian. Acest Jaga care protejează balonul până ajunge în brațele portarului Nicu. Afară, hai Mariane! Dale! Afară, Mariane! Văd aceste două echipe cu poftă de joc. Și fără certuri între nu cu s-a întâmplat altă dată. Bebe scoate dintre trei adversari și mingea curge în afara terenului. După mine poate Steaua Sălcioara, dar decizia arbitru este foarte promptă. Aruncă de la margine Neluță Frițu, alias Movilă, până la fratele său Lică. Lică se descurcă foarte bine, dar nu lasă René Van der Kerkhoff și Vili Van der Kerkhoff, acești doi foarte bine. Doi bruneți. Hai, Ioane!
O minge aruncată undeva la întâmplare. Alexe, noua achiziție de la București. Alexe face jocul ca să meargă ca pe roate. Vă spun sincer, aici în apărarea Libertății. Afară, afară! Vasile, vezi cum bagă ăla acolo, bagă ăla acolo. Ieși în partea. Ce faci? Te legi în fața din aut, te să nu ești lângă mine. S-a executat. Alexe din nou la minge. Angel Nicolae la balon, care cade pur și simplu, fără să pună nimeni piciorul pe minge. Aleargă Nae Gheorghe, această săgeată, domne, pur și simplu. Scapă spre poartă, dar rezolvă capitanul echipei, Dan Marian Zijancote. Băi, Mariene, băi! Nu lasă-mă, Gheorghe, mă, să-ți facă joc, stai în spatele lui tu! Care trimite pur și simplu un corner acest balon. Care va fi executat, cred, de Dumitru Barbu Nicolae, da, repetit, Barbu Nicolae. O minge foarte bună de cap, portarul respinge cu palma în afara spațiului forței și mobilă să duce și dă pe lângă bară. Poate veni de ce în ce mai abuziv, mai greu. Nervii au început să cedeze. Degajează la același jaga. Băi, la fără, ce locul tău? Din nou acela Dan Marian. Din nou mingea ajunge la Lăcătuș, alias Lăcătuș, Iona Lupostolică. Rafael. Un jucător stabil pe picioarele lui. Din nou Dan Marian, care îl sare pur și simplu, Gheorghe. Jaga! Jaga! Tribunele au început și ele să se agite. Acolo am văzut un faul de joc, da, așa și decis arbitrul. Hai lungă, băi, Jaga, Jaga! Lică. Barbu Nicolae. Degajează același Jaga. Până la Ion. Pierărie. Din nou același Riba. Angel Nicolae trimite mingea în corneită. Cine, mă? Dar decizia arbitrului. Bogată, îmi tirați care. Băi, dacă se readă mine mari. E o mică neînțelegere între doi fotbaliști acolo, s-a rezolvat totul, arbitru a decis să bată Libertatea. Bate Frițu Neruță, zis, mobilă. Nu! Foarte frumos acel scundaș. Bebe. Mingea curge undeva foarte lin. Partea stângă, partea dreapta, părții lui Nicu. Degajează același Jaga, o centrare foarte înaltă de la Libertatea, sare Gigi la Lugătosu cu șut. Barbu Nicolae, un jucător vitezist, în vârstă de numai 22 de ani. Din nou Barbu Nicolae primește de la același Frițu. Și mingea iese într-un corner. Vialo, domozină. Arbitru Pădurarul se îndreaptă spre această lovitură de colț. Văd aici aproximativ 20 de jucători pe poarta lui Nicolae.
Deci va fi gol sau nu va fi gol? Centrează Nae Jean, o centrare foarte bună. Și Movilă respinge cu capul peste bară. Foarte frumos. Nicolae. Angel Nicolae, un dribling, două, pierde acest balon. E și bătrân. Dumnezeu să-l ierte. Acel Mihăiță care înscrie liber cu portarul, domn. Deci Manea Mihăiță înscrie gol. Libertatea Sălcioara 2-2, Steaua Sălcioara. E așa primă minută. Așa dat trei al treilea gol. Nu pasă să mură dacă nu arbitreze. Mă rup. Ce cum ce ai, mă, ce? Văd mingerea pusă undeva la centrul terenului, da, într-adevăr, același mijlocaș, o frică, care a ajuns pur și simplu 16 metri. Pârvu Gheorghe, care faultează foarte dur, arbitru foarte prompt, domnul Pădurarul, pe fază. Năftăilă, Victor, alias Riba, execută această lovitură de pedeapsă. Zidul văd mișcându-se din ce în ce, nu știu arbitru ce-o face. Da, văd doi jucători acolo lângă balon, dar până la urmă cred că va executa acest Năftăilă, Victor, alias Riba. Fost jucător la Victoria Lehliu, da, o pasă foarte bună! Ah, cu dribling al lui Ilie!